Cinci elevi români au reușit să obțină locul al doilea în cadrul concursului european de fizică, desfășurat în perioada 21-25 septembrie la Timișoara. Cei mai străluciți elevi la fizică din 10 țări s-au întrecut în cunoștințele pe care le-au acumulat în domeniu. Craiova are motive de mândrie vis-a-vis de această competiție, pentru că Erminia Petra Popa, eleva a Colegiului Național Carol I, a făcut parte din echipă, iar profesorul Gabriel Florian, din cadrul aceluiași colegiu, a fost coordonatorul celor 5 elevi români. Elevii au fost selectați în luna aprilie, când a avut loc etapa finală a concursului organizat în țară. Pe baza selecției, cei 5 care au reușit să se claseze pe primele locuri au participat și la Cupa Mondială a Fizicii la Singapore, și aceeași etapă le-a conferit posibilitatea de a participa la prima ediție a Cupei Europei la fizică. Din echipa României au mai făcut parte Roxana Drăghia, Andrei Mohuț și Casiana Popovici din Timișoara, dar și Leonard Turică din Brașov. Pregătirea a fost destul de grea din cauza distanței dintre cei 5 copii, însă aceștia au reușit să se mobilizeze exemplar și să fie pe podium. Pregătirea s-a realizat după etapa națională de la distanță, în lunile aprilie și mai, și o parte din luna iunie. Am discutat cu elevii, au discutat între ei și le-am sugerat posibile alternative în rezolvarea, să spunem, soluționarea experimentelor pe care ei le-au pregătit pentru competiție, și la sfârșitul lunii iunie a avut loc o pregătire centralizată la Universitatea de Vest din Timișoara. Pe locul întâi al concursului de fizică s-a clasat echipa Poloniei, iar pe locul 3 echipa Serbiei. Coordonatorul elevilor români spune că pentru anul viitor vor încerca să muncească mai mult și speră să obțină primul loc.